înainte de vlog, bag bucata asta în care prezint ce se întâmplă. Pentru că am fost acolo, am filmat și, nu știu, parcă s-au întâmplat prea repede chestiile. A fost oricum o surpriză pentru mine tot evenimentul ăsta. Și trebuie să spun chestia asta înainte, așa mi se pare mie mai fair pentru voi. Am cunoscut un tip foarte ok pe fashion, chiar nu știu, pot să zic că nu credeam în fashion atât de tare ca până acum. Adică părerea mea despre fashion era asta. Fashion. Personality you can buy. It's what makes some people look fun and fabulous and what makes most men in their 20s wear variations of a plaid button-up shirt every single day. Listen, I've decided I'm not even gonna try. I'm just gonna wear versions of this until I'm dead. That's it. Acum e diferit un pic. Acum înțeleg mai bine de ce e atât de mare industria asta. Și na. Nu, n-are rost să mai spun acum. Hai să vedem vlogul. Vlogul de azi e o surpriză. Și o surpriză chiar pentru mine. Pentru că nu știu mai nimic. Un prieten mi-a propus chestia asta și mi se pare foarte mișto ideea. Și tot ce știu e că este despre haine, dar nu chiar orice haine, nu un tricou. Ceva mai fancy. Așa că hai să vedem ce filmăm azi. Cred că e aici. Nu, 107. Mircea, hai. Hai. Nerăbdător. Am ce ușă. Hai să-ți arăt ceva. Aici? Aici, aici. Tam, tam, tam. Și haine? E, haine. Nu e așa simplu. Ok. Vin cu un prieten. Salut, salut. Salutare. Sebastian. Cezar, îmi pare bine. E bine. Cum te găsim? Cel mai bine. Inspecții. Încercăm. Ședință. Ședință sau inspecții? Nu, no, glumim. Mă rog, eu am venit cu o idee simplă. Așa. Știam doar că e despre haine. Așa. Și nu văd haine. Asta e secretul, că nu sunt haine. Okay. Haine sunt peste tot. Haine chiar sunt peste tot. De la, nu știu, de la oamenii care merg pe stradă sunt haine, că nimeni nu umblă dezbrăcat. Good one. Da, e o lege a firii. Că dacă lumea ar începe să umble dezbrăcat, eu aș ieși un pic din meseria asta. Ce-i meseria asta? Ca să răspund așa ca politicienii despre haine, adică un pic cu manta, o colită. Uh-huh. Meseria asta e despre științe exacte. Ok. Ia, stai. Hai să pun camera undeva ca să filmez asta mai ca lumea. Pe mână, așa, siguranță, nu o să-mi iasă bine imediat. Așa. Zic că am pus camera pe chestie super instabilă, așa că o să filmăm cu mine aici. Deci poți vorbi? Da, da, te rog. Am zis că transformăm hainele în știință exactă. Pentru că științele astea exacte nu le poate contrazice nimeni niciodată, de la Aristotel încoace, de la teorema lui Pitagora încoace, cam nimic nu s-a schimbat și totul s-a segmentat pe seama lor. Că se cheamă matematică, fizică sau chimie, am extras eu date exacte din științele astea exacte, din tot ce se cheamă, hai zic, învățătură veche și le-am transpus în haine, în vestimentație, în imagine personală. Cum vine asta? Păi am luat date metrice, da? Geometrie din matematică, care îmi dă mie stabilitatea vestimentației, pentru că în funcție de niște proporții eu obțin estetica, până și arta are date exacte. Aparte de matematică, folosesc optica din fizică, e foarte relevantă. Suntem în ochii celui care ne privește o imagine care înseamnă un fundal izbit de fotoni, care merg cu 300.000 de metri pe secundă, viteza luminii. Asta sunt evidențe. Și mai folosesc foarte tare tabelul lui Mendeleev. Pentru că acolo sunt materiile prime și materialele din care sunt compuse hainele pe care le purtăm. Nu foarte multe elemente, că ne-am complicat. Și de ce am făcut eu chestia asta? Pentru că odată de mult,
La curtea regelui George a venit un băiat, cam primul stilist al lumii, care a devalizat trezoreria, spunându-i că asta și asta se poartă, pentru că asta și asta sunt inspirate din natură, din forma norilor, și mai ales, cum fac eu peste timp și zic astăzi, din marile pungi cu fum, care se numesc modă, și care devalizează buzunare întregi, la nivel global, de foarte mulți ani de zile. Dacă am ști noi un pic de fizică cu toți, un pic de fizică mai mult, am fi mai fericiți, pentru că toate sunt logice pe lumea asta. Cum sunt logice? Nu mai știu dacă în clasa a 9-a, în mecanica lui Cristev, de a 9-a sau în cea de a 11-a, dar cred că la mecanică, unui vector întotdeauna îi corespunde unul de direcție opusă și egală intensitate. Dacă moda este un vector foarte gros, care a dobândit consistență de-a lungul vremii, cine îi se opune? Ați răspunde în mod logic, nimeni. N-are cum să se întâmple asta, pentru că altfel n-ar exista materie. N-ar exista materie, da? Da, bună întrebare. Și totuși îi se opune ceva. Modei îi se opune dintotdeauna forma noastră cea mai bună, forma noastră, imaginea noastră cea mai bună, pe care dacă am cunoaște-o prin studiu personal și prin aplicarea matematicii, fizicii și chimiei pe care eu o predau aici, am alocat doar sumele corecte pe haine. Pentru că fiecare om, așa cum își deține ADN-ul, acest acid dezoxiribonucleic, așa își deține și propria matrice vestimentară, care trebuie doar descoperită, ștersă să umpli un pic de praf și scoasă în evidență. Asta e tot. Și cum se face chestia asta? Uite, treci pe aici, prin locul ăsta, pe care îl numesc laborator și unde nu sunt haine, dar sunt înțelesuri. Îți dau înțelesurile despre tine. Adică, care sunt datele tale fizice și ce haine ți se potrivesc datelor tale fizice? Îmi dai nevoia ta. Unde îți desfășori activitatea diurnă sau nocturnă? Bine, poți să nu-mi zici de aia nocturnă, e ok. Dar unde îți desfășori activitatea diurnă? Adică, care e bucata ta de putere și de bani pe care o produci pe lumea asta și cum ți-o produci? Ei, hainele, imaginea ta. E foarte relevantă în discuție, pentru că tu trebuie să transmiți încredere înainte de orice, indiferent de obiect de activitate. Și îți dau bucata asta. Ce îți mai dau? Îți dau cromatica. Care, ca și datele metrice, nu se schimbă toată viața. Te-ai născut cu un anume fel de păr, o culoare a ochilor, o înălțime, o greutate. Aici încă variază și schimbă o taie la pantalon. Dar matricea ta vestimentară, adică vectorul opus modei, vectorul opus a ceea ce îți impune moda, tu o deții, trebuie doar să ți-o explic. Asta e tot. De aceea aici nu sunt haine. Aici sunt înțelesuri. Cool. Hai că am mai făcut paf cu speeches. Wow. Aplauze. Da. Da. Na. Acum să văd ce faceți când intrați în Zara. Filmez cu asta și nu văd ecranul. Dar, mici avei, azi mergem, acum mergem în lumea lor. So, let's go! Trebuie să filmăm aici și n-avem voie. Dar avem asta. Deci la costumul ăla, uite aici și începe. Ce smatul ăsta? Nu-mi place talpa. Deloc. Da, dar e mai reușită decât cealaltă. E tot lipită, dar e mai reușită decât cealaltă. Oricum la talpă vezi toată diferența și marea chestie. Că ce poți să vezi la un pantof? Fața, stai așa. Deci vezi fața, da? În cazul de față am un derby, semi-brog, adică cu perforațiuni pe jumătate din suprafață. Dacă primesc pe toată suprafața, e full brog. Și am o talpă lipită. Dar care sună? Cum sună? Da? Imită, cusătură... vrea să imite cusătură inserată, uh-huh. Da?
ață în contrast cu culoarea pantofului. N-avem voie așa ceva, e derby, adică cu carâm deschis și cu șnururi care imită pielea. Un desen foarte bun pentru care să cer 359 de ron, asta înseamnă 80 de euro, care e un preț corect, deci sunt fabricați cu 15 și ești la 80, e bine la rap, să plătești confortul tău la pantof. Cum am zis de un milion de ori, dacă te bate pantoful, ai pierdut negocierea, deci ziua poți să o închizi. Înăuntru, tu spui, conform cu ceea ce simți cei cu pantoful ăsta și ca să-i recunoști în timp din afară, să-ți recunoști în anticipare confortul ăla, a trebuit să știi ce formă are piciorul tău. Și cea mai simplă, șmecheră și aplicată dintre faze este să-mi întinzi mâna. Cum ai falangele, așa ai și tarsienele. Exact la fel. Deci cum ai piciorul, așa sunt și mâinile tale. Mâna mea are degetul, are o conformație lung și subțire, așa este și piciorul. Nu mă descalz că am mers mult azi, da? Ok. Dar e... Dar ca să nu-mi descalzi clientul de an de zile, asta zic, întinde și mie mâna stângă mai ales și arată-mi cum e. Așa e și piciorul, fix la fel, nu diferit. De exemplu, ca să o iau aici, pantoful ăsta mi s-ar potrivi, da? Pantoful ăsta mi-ar fi larg în față, m-ar bate, văd, da? Da? Doi la mână, asta privit de sus. Doi la mână, pentru cineva care are volum mare, cum sunt eu, da? Talpa ar trebui să fie voluminoasă, chiar dacă e un pantof clasic. Eu n-aș putea să port o talpă lipită foarte subțire, pentru că nu mai pare ancorat de podea. Deci talpa ar trebui într-un raport estetic să fie fix în funcție de volumul tău. Mare fericire pentru cei mici și burtoși, să zicem, cum a fost sezonul ăsta, că au fost tălpile alea supradimensionate, știi? Toți piticii au fost fericiți vara asta. Sper să li se repete fericirea și anii viitor. Da, hai să... Aici. Vedeți, sunt niște pantofi care merită. Oh, da? Da. Deja trecem la altă... Făcuți în Spania ăștia și vreo 3 sferturi. Să urmă, mă. Ne uităm la de niște pantofi. Mersi. Ăștia deja, care înseamnă patina, da? La fiecare... partea cusăturii, care înseamnă chiar muncă manuală, pentru că el a fost blanc. Gândiți-vă la o piele care e cremă, nu are niciun fel de culoare și se dă patină cu un burete. Este dublu stratificat în cusătură, da? Și nu are talpă aplicată, are cusută, uite ață. Deci ață, ață. Da, se da? Și vede diferența. Și e talpă din piele. Asta e talpă pentru salon, care, dragilor, nu se folosește afară, pe ploaie. Asta se merge pe marmură, pe lemn, pe înăuntru, nu scoateți în ploaie. Nu scoateți pe gheață ca alunecă, deci voia capul razna, ca să zicem așa. Da? Ăștia, da, ăștia sunt niște pantofi care merită și ce-mi place la ei, patina asta, în momentul când ai lucrat manual, să ajunge la așa ceva. Adică la niște culori care sunt spectaculare. Vede. Deci dacă mă întrebați, sunt niște culori spectaculare. Nu vând marfa omului, dar uite. Că ar avea talpa mai subțire. Mersi, îți trebuie oricum mai subțire la înălțimea talpa ta. Talpa foarte... Asta e talpă pentru mine, pentru volumul meu. Ție îți trebuie o talpă care e undeva aici. Aici, uite aici. Asta e deja lipită, se vede, nu mai e cusută manual. Da? Asta e aplicată, doar talpa e din piele. Nu, asta nu mai e. Nu mai e în dublu strat. Okay. E într-un singur strat. Dar culoarea e spectaculară, dar sigur n-au măsurat aici. Sau, uite, pute. Culoarea e... Bine, și mai uitat prima oară. Deșteaptă. Și cu talpă ok? Ăștia, da. Poți să o faci? Știi că iau și pe aia e diferent. Deci poți să faci și nebunia asta, pentru că o cravată așa, de exemplu, este... Deci așa cu așa este, yes. Nu pun la cravată, pun la batistă. Nu pun nici la cravată, nici la batistă. Pun la șosete. Pun la șosete de domnului mei, odată. Și asta e un soi de subtonul ăstuia, cu minus 2. Deci am tonul de culoare. Da. Da? Aici am mult alb în el, adică electricul ăsta. Și ca să fac trecere, sar un ton peste pantof ca să mă duc spre albastru. Adică am asta, zona asta negurată cu negru. Negurată, pus negru neacă, da. Bun. Încheiem ziua asta aici, cu toate că aș mai lungi o vreo 3 zile ritmul ăsta. Și mi se pare foarte mișto câte chestii înveți
câte chestii elementare pe care ar trebui să le știm. Nu avem cultura asta pe care o descoper eu cel puțin acum. Și cred că mai bine las pe Cezar să mai spună ultimele cuvinte legate de chestia asta cu... Păi e în felul următor. Una la mână e foarte simplu. Așa cum am văzut în primarea DAS, comercianții nu vor să ne spună multe lucruri. Fie că se cheamă brand, fie că se cheamă campanie publicitară. Ei ne transmit o imagine care de obicei vrea să semene cu visele noastre, doar că visele noastre nu prea corespund cu ceea ce e la raft. Și asta e o mare problemă, care s-a prorogat. Da. A fost o zi lungă. A fost o zi lungă și îmi pare rău pentru consumatori ăștia, foarte, foarte mulți, miliarde și miliarde de consumatori, care nu știu ce se ascunde în spatele produsului pentru că nu le este comunicat. Dar nu-i nimic, vine vremea informării. Încă știu eu foarte bine din ceea ce citesc și ce vine fiecare dată pe newsfeed, că lumea, cea care cumpără de la o șosetă colorată până la cel mai de lux produs din lume, nu mai vrea să cumpere ceva material, ci vrea să cumpere o informație. Unii au început să prindă, cei de la vârful lanțului trofic, și au început să deschidă porțile și transparența să fie foarte mare în ecuație, acolo sus. Dar aici, jos la noi, pe pământ, cu Cezar Ionaș confrunte subsemnatul, o să începem să spunem niște adevăruri. Pentru că asta contează foarte tare în rațiunea ta de a aloca sumele corecte pentru ceea ce ți se cuvine să porți și nu ceea ce încearcă ei să-ți bage pe gât. O să vină vremuri frumoase, asta îți promit eu solemn, și o să-ți explic, cu riscul de a aloca tot timpul din lume, pentru că asta e viața mea, să-ți explic eu ceea ce e corect pentru tine. Și o să o fac în fiecare zi cât pot eu mai bine. Ne vedem data viitoare.